Bun, salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. A sosit momentul să vă povestesc ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, ce s-a întâmplat cu spălătorii auto, ce s-a întâmplat cu afacerea pe care știți că o aveam cu acel birou. În urma sutelor de mesaje pe Instagram și pe TikTok, cu ce s-a întâmplat cu spălătoria, ce s-a întâmplat ulterior cu afacerea cu care știți că eram asociat. Ei bine, lucrurile nu au stat atât de frumos, nu au stat atât de bine. În primul rând, nu am să îi specific numele domnului asociat pentru că nu pot. Mi-e rău dacă îl pronunț. Știți foarte bine cine este asociatul, cine... Da, încă este, pentru că ne judecăm acum, în firma încă este, administratorii asociați încă suntem, doar că ne judecăm. Am să-i spun domnul X. Cei ce mă urmăresc știu foarte bine la cine mă refer și despre ce este vorba. Mai ales că în ultimele clipuri au fost câțiva care chiar mi-au comentat niște lucruri la adresa lui, care ulterior le-am simțit și eu pe pielea mea. Dar să trecem la poveste. Știți foarte bine că eu canalul de TikTok l-am pornit în urma deschiderii unei spălătorii auto. Aveam în minte să vând un imobil, iar cu cealaltă jumate de bani să pot să obțin de la fonduri, de la startup. Și împreună, banii de pe imobil cu jumatea cu cealaltă jumate de la fonduri, să pot să reușesc să-mi fac o spălătorie auto decentă, pentru că fiecare se întinde atât cât este plapma. Pe lângă faptul că eu am deschis acel canal de TikTok, acesta, bine, clipul ăsta o să apară pe YouTube pentru că va fi foarte lung, iar în mai multe episoade va fi pus și pe TikTok. Când am pornit canalul de TikTok, încă începeam să mă documentez și să mă interesez despre această afacere, pentru că probabil cu toții nu ne naștem deja instruit și deja știm despre ce se mănâncă un business. În cazul meu, eu trebuia să mă documentez, să citesc, să învăț niște lucruri ca să-mi dau seama cât de cât cu ce se mănâncă. Am învățat, să spun așa, câteva chestii, dar și la ora actuală nu pot să spun că sunt expert. Nu, sunt foarte multe de învățat. Până la urmă, cât timp trăiești, atâta vei avea de învățat. Deci nu e vreo regulă asta. Începusem să mă documentez, începusem să discut cu diversi proprietari de spălătorie, fiecare să-și pună povestea, fiecare să-și pună părțile bune, părțile rele prin ceea ce au trecut. Iar eu nu făceam altceva decât să absorb acele informații și să am grijă și eu, ca atunci când o voi pune pe picioare, să știu de ce mă voi lovi și cum să trec de acele probleme. Începeam să mă interesez de terenuri de una alta, m-am interesat de fonduri aici în Constanța, am plătit 1000 de euro consultanța și ulterior contractul ce s-a semnat acolo și te anunțăm noi când se dă drum, oricum în câteva luni, pam, 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 urmează guvernul să aprobe acest startup, bun. Între timp, deja începeam să mă interesez să vând imobilul, să văd ce acte trebuiesc, că are cadastru, nu are cadastru, intabulare, etc. Aflu că nu le are și că trebuia să mă apuc de ele. Bun. Între timp, cunosc pe domnul X, cum că ar fi omul potrivit pentru ceea ce îmi trebuie mie, pentru că el se ocupa cu autorizări, iar... Având în vedere că dânsul are și un canal de TikTok și vorbește despre afaceri și dă sfaturi și etc., am zis, băi, uite, este un om ok, uite, hai că mă poate ajuta. Da,
contracost, nu mocangeală sau alte chestii. Uite, hai că omul mă poate ajuta, îl plătesc pentru autorizațiile care, mai ales că el o să poată să mi le facă, știe despre ce este vorba, decât să stau să alerg eu de colo-colo și știți cum se întâmplă. Te duci la ghișeu că mai trebuie ceva, du-te acolo, dar mai trebuie o semnătură. Na, etică, știți și voi cum este la noi. Și am zis, bă, numai bine, plus că el fiind și un om de business, un om așa cum cu toți îl vedem pe TikTok, zic, bă, ok, na, mă și poate îndruma acolo cu un sfat, cu o chestie. Ajung să mă cunosc cu el, ajung la el în birou, ne cunoaștem, facem și primele TikTok-uri, ha-ha, bau-bau, vai, ce frumos, totul roz. Încântat, alea, și eu, și el, mai ales eu. Și de acolo începe. Găsisem un teren, l-am întrebat inițial dacă mă poate ajuta, a zis că nu, că nu se, ceva de, scurt, așa, sec, nu. Zic, a, ok, da, omul e ocupat, e cu ale lui, nu are el timp de mine sau, na. Până la urmă, așa e în viață. Descurcă-te, frate, singur, caută, zbate-te, că, nu, asta este. No, și la un moment dat îi spun, eu tot mai insistam, zic, măi, uite, am găsit un teren pe Baba Novac, așa, așa, era un teren virgin, nu avea absolut nimic pe el. Nici apă, nici canalizare, nici curent, nici gaz, nimic, absolut nimic. Trebuia să te apuci tu de la zero. Mă întâlnesc cu proprietarul, vorbesc despre preț, chirie, despre toate lucrurile astea. Da, eu acum, da, știți cum e, ca orice tânăr când pornește în lumea asta afacerilor și a deschide și a face și a drege. Știi despre ce? Vai, mamă, trebuia, oare cât costă, oare cum e, oare, cep show, dau show, te telefoane, colo, ajung și la domnul X din nou în birou, uitați, așa, așa. Domnul X de față cu mine ia telefonul și sună. Pe nu știu care, oameni cu funcții, oameni cu funcții, la Raja, la Enel, deja. Și în momentul în care am început să-mi scriu pe o foaie, erau vreo undeva la vreo 20-25 de mii de euro, mă costa doar să aduc terenul într-o fază bună, adică cu curent, cu canalizare, cu apă, cu alea. Dar cireașa de pe tort, faptul că terenul în capătul curții avea un stâlp de înalt și pica absolut totul. Trebuia să păstrez o distanță mai de 15 metri, parcă de el, ca dacă ar fi să pot să fac și cu toate dacă făceam, dacă păstream acești 15 metri, nu. Dacă păstream acești 15 metri, nu mai rămânea destul teren pentru a face spălătoria. Bun. La un moment dat, domnul X se oferă ce ai că am eu, cunosc eu pe cineva, la restaurantul rustic. Patronul restaurantului rustic deține în spate, are și o spălătorie auto. Cea clasică. Cine este din Constanța știe despre ce vorbesc. Zic că el ar cam vrea să cedeze zona aia de acolo și vrea să o dea închirie și numai bine cu ei tu, că deja are autorizație, are totul, mai vii și îți faci acolo ce mai trebuie, ție autorizație de construire pentru ceea ce faci tu sau de demolare în caz de vrei să demolezi ce are acolo și ulterior de construire, nu mai știu ce îmi spunea el pe acolo. Mamă, eu de aici zic, vai, vai, cum, vai, ce bine, zic, mamă, gata, ăsta este. Super mega fericit, zice, hai că o să-l sun și pe el și ne stabilim o zi și vorbiți voi față în față. Eu zic, eu nu mă bag, eu doar v-am făcut legătura, apoi ajunge ziua când mă întâlnesc acolo dimineața, zice domnul X, zice de față cu mine și cu domnul de la Rustic, zice patronul, da, deci ca să nu manager sau ceva, era patronul de la Rustic. Zice, uitați, ți l-am adus, vorbiți, vedeți cum, și el între timp se îndepărtează. A dus să facă niște clipuri pentru TikTok. Eu de aici rămăsesem cu domnul patron de la Rustic. Îi zic, păi și ia, spuneți cum, cam cât ați închiria aici? Și el inițial zic, a, nu, stai că, nu, he, m-a luat așa, domnul X spunea, m-a luat așa pe nepregătite, nu știu, încă nu m-am gândit, ce să, nu, mai stăm un pic. Eu eram, ce, ok, zic, mamă, a venit entuziasmat, zic, bă, nu s-au vorbit ei doi, zic,
ok, bine, în fine. La un moment dat trec așa vreo câteva zile și îl sun eu pe domnul patron de la Rustic. Nu îmi răspunde. Eu chiar fusesem acolo într-o noapte și am vrut să-l sun să zic, uitați, în caz de vedeți pe camere, sunt eu aici, vreau să fac niște măsurători, având în vedere că nu este închis cu un gard sau... Nu, e pur și simplu e liber, noaptea poți să intri acolo, nu are așa, dar partea de curtea unde intră mașinile aia este închisă. Eu intram doar pe din afară, vreau să fac niște măsurători, vreau să-mi fac o idee cam ce, cum, câte piste mi-ar intra acolo, cum aș putea să fac. Și între timp îl sunasem, vreau să ne întâlnim, să vorbim. Nu mi-a răspuns, zic ok, dar nici nu m-a sunat ulterior, după o oră sau a doua zi sau... Nu, zic ok, nicio. La un moment dat, în birou, cu domnul X, adică viitorul asociat, îmi zice, bă, e, nu, ca nu e în regulă, că știi că nu prea are niște autorizate, niște acte și există posibilitatea ca tu să cheltui niște bani acolo, să poți să pierzi, să, după, n-are nu știu ce autorizate și nici tu nu poți obține și după dacă vine peste tine primăria, te închide și pierzi. Na, eu de aici zic, aoleu, domnul X, dă să vă pup, că mă salvați, că vai, uite cum, uite, vezi, om bun, uite ce îmi spune, da. Practic, adevărul nu se știa care era. A fost oricum deja un pic ciudată că el, patronul de la Rustic, era așa un pic, ce, cum stai, ce, probabil omul săracul nici habar n-avea despre ce era problema. În fine, trecem peste. Eu mai caut, mă mai uit de niște terenuri, una alta, nimic. Într-o bună zi, dezamăgit, așa cum probabil se întâmplă la toată lumea când vrem să pornim să facem ceva, mă duc la el în birou și așa dezamăgit, zic, domnul X, știți că uitați, așa, hai, parcă nimica nu-mi iese, parcă am imobilul ăsta, acum vreau să scot actele, să fac și să-l vând, adică chiar mă sacrific, adică... Încerc să fac ceva, încerc și uite că nu-mi iese, numai bețe în roate, numai... Ce cum crede să fac? Cum idee? Eu m-am dus ca un... V-am mai spus, ca un tânăr la început de drum care încearcă să facă ceva neștiind, neuns cu toate alifiile, încercând să obțină niște sfaturi bune. De multe ori se spune, bă, faci ce crezi, ce simți, da. Sunt oameni cu experiență și cu intenții bune, subliniat de două ori, care chiar te pot ajuta. Adică tu poți să fii un tânăr la început de drum și să ai bani. Dar prin simplu fapt că nu știi despre ce este vorba și cum să reacționezi și cum să procedezi, poți să pierzi. Așa, un om lângă tine, cu experiență și cu mai multă inteligență decât tine în acel moment, te poate ajuta, te poate pune pe drumul bun, te poate învăța, te poate ajuta să nu pierzi niște bani. Asta este era ideea. Cu intenția asta m-am dus. Un răspuns cât se poate de corect, să zic. El îmi spune, zice, Sorin, deci ai mare grijă. Și fii atent că chiar acum îmi aduc aminte și a spus un lucru foarte bun. Chiar a spus un lucru bun. Trebuia să te ascult când ai spus lucrul ăla. Zice, ai grijă că ești disperat de a face ceva. Iar disperarea asta te poate face să iei decizii greșite. Și mai ales periculoase. Deci eu nu pot să te ajut, eu nu pot să-ți spun ție ce trebuie să faci. Tu știi cel mai bine ce este bine, ce este cel mai bine pentru tine. Capul jos, vă mulțumesc și am plecat. Plecasem din birou, am fost să o iau pe bunica mea și să o duc în Năvodari, că ea stă în Năvodari. În drum spre Năvodar, chiar eram în Mamaia, mă sună.
cât să zic, la vreo 2 ore, 3 ore, cam așa ceva, maxim, mă sună. Ce, Sorin, pe unde ești? Zic, uite, sunt acum, sunt chiar în Mamaia, chiar eram în Mamaia. Zic, în mașină o duc pe bunica la Năvodari. Zice, da? Zice, hai, te rog eu frumos, când poți, mai încolo, să ne vedem și să discutăm ceva. Oh. Atâta mi-a trebuit să aud. Eram fericit până în pânzele albe. Am zis că Dumnezeu mi-a pus mâna în cap. Am zis, ok. Zic, da, domnul X. Era să-i zic numele. O duc pe bunica mea și imediat vin. Ne vedem la birou dumneavoastră, da? Da. Repede. Rom, bom, 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 bom. Fum, voi, mama e. Puf, în casă, închide ușa, rup înapoi, rom, până în centru. Fericit și repede. Bunica mea era și spera, ce s-a întâmplat, mama? Zic, nimic, mama e, discutăm noi după. Mă duc, ajung în birou, se făcuse noapte, era iarnă, intru în birou și îmi zice. Nu mai știu ce discutam noi acolo la început, dar imediat intrăm în pâine. Zice, uite ce este, Sorin, am o propunere pentru tine. De fapt, două. Zice, ți-o spun pe prima că e cea mai aplauzibilă, zic eu. Și după care o zicem și pe a doua. Și o facem pe care vrei tu. Tu alegi. Adică eu. Zice, băi, bate așa tare vântul, sper să nu mă auziți. Sper să mă auziți. Zice, măi, uite, deja de câteva luni bune ne cunoaștem, ești pe lângă mine, ai văzut cu ce mă ocup, ai văzut ce fac. Zice, băi, uite, eu îți propun ceva. Ce ar fi să ne asociem în business-ul ăsta pe care eu îl am? Tu vii cu banii, eu vin cu clientela, cu clienții pe care i-am, cu tot portofoliul și cu tot ceea ce știu să fac. Zic, nu este nevoie de cât mai mult de 30.000 de euro pentru a duce acest birou la un alt nivel, next level. Cu secretară, cu PAM, cu tot, cu asta, cu recepție, cu zonă privată, cu zonă de discuții, cu etc, etc, etc. Eu zic, na, eu de aici parcă eram și entuziasmat, parcă eram și un pic speriat, că, na, e responsabilitate mare. Eu zic, da, zic, domnul X, iar era să-i zic numele. Știți, eu nu prea știu să fac ce faceți dumneavoastră, zic, că ai fi lucrat eu manager la o covrigărie și patiserie, dar, doamne, iartă-mă că de la câteva facturi și niruri și niște acte depuse la DSV și salarii și state de plată, altceva n-am făcut. Mai ales la nivelul care făcea el, ce înseamnă un birou de autorizări, ce înseamnă să autorizezi o locație de la A la Z. Zice el, zic, nu este nicio problemă. Pentru că nici eu nu m-am născut învățat, lucrurile le-ai învățat pe parcurs. Mai mult ca sigur că nu o să-ți ajungă poate nici un an de zile să înveți lucrurile astea pe care eu le-am învățat în 30 și ceva de ani. Zice, dar nu asta este chestia. Eu sunt pe teren, eu duc totul pe teren, dar la birou nu este nimeni. N-am nevoie de o secretară și de tine. Tu care să te ocupi de să manageriezi tot ce înseamnă toți clienții care intră, să avem o situație a ceea ce vor, să avem o situație a ceea ce plătesc sau ce avans. Adică, practic, el este pe teren, eu sunt în birou, a venit un client, clientul, Gheorghe, ce doriți? Păi am și eu un fast food, vreau să-l deschid pe strada cu tare, vreau să-l autorizez. Bun, ce autorizații? Păi toate. Perfect, vă costă atât, dați-mi un avans, eu îl sun pe domnul X, vezi, la domnul cu tare are de autorizat, vine încoace, ce acte trebuie, ce, bun. Sau domnul Ion vrea autorizația de la DSV, doar atâta. Bun, perfect, sau autorizarea de funcționare, sau implicit că ne ocupam și cu înființarea de firmă. SRL, PFA, II sau ce naiba mai e. Toate lucrurile astea și eu să pot să țin la evidența contului bancar al firmei noastre, să mă ocup de secretară, să preia clienții, să lucrurile astea, iar el pe teren, eu un birou, el pe teren. Bun. Zic, ce propunere a doua?
Dânsul, domnul X, deține o casă undeva prin Constanța, în niște condiții mai așa. Zice, eu acolo am casa asta și uite, mi-a arătat domnul niște acte cum că ar fi fie proprietar, zic, având vedere că nu mai prea mă pricep de acte, nici nu-mi plăcea să fiu așa de controlabil, adică întotdeauna emanam încredere, dădeam încredere, zic, da, am încredere, nu stau să mă uit acum pe foile alea să văd eu că scrie domnul X e proprietar sau... Nu, zic, da, bine, ok, am înțeles, am încredere, mi-a arăt foile, bine. Zice, să îl renovăm, să o punem la punct și să dăm drumul și să îl dăm la închiriere pentru diverse întreprinderi mari din Constanța care aduc angajați de pe afară, din oraș și nu au unde să îi cazeze. Și noi ofeream aceste camere ca și chirie pentru... Deci mai făceam un bani și de acolo. Zic, da, e interesantă și propunerea a doua, dar nu, haideți că mă gândesc. Na, mi-am luat și o timp, 2-3 zile, am venit acasă, discutam cu familia, uite așa, uite așa, uite așa. Na, eram entuziasmat, dar în același timp și un pic de frică că totuși sunt niște bani în joc. Dar totuși entuziasm și pozitivitate. Hai, că merge, o să fie bine, etc., etc. Îi dau răspunsul că da, mergem pe varianta prima, a doua, nu știu, hai să vedem și noi casa, să ce și cum. Am fost la fața locului, casa arăta în condiții pesime, eu am fost deja acolo cu un băiat care se ocupă cu amenajări, cu construire, cu construcție, construiește case de la zero. E o persoană apropiată, deci am încredere, în sensul că am lucrat de atâta timp și nu m-am furat de bani sau alte chestii. Și am zis, băi, Dane, că lui pot să-i dau numele, le zic, bă, Dane, cât crezi, bă, că ne-ar lua să facem toată chestia asta, să facem locuibilă, nu figuri și nu oribilă, nu, locuibilă, frumos. Ce nou, aici trebuie stată bani, fratele, zic, nu, mi-a făcut un socoteală și depășa 30.000. Zic, hai de capul meu. Zic, bun. Zice, păi gândești că 10.000 de euro te poate duce doar mobila. Mobilatul a tuturor camere, să mobilezi cu paturi, cu dulap, cu un televizor măcar la fiecare cameră, că nu, să faci niște condiții decente, chiar dacă veneau niște muncitori. Da, e în fine. Zic, bine, ok. Zic, las-o așa, nu mai. Mergem pe varianta 1, discutați și cu domnul X. Am reușit să-l fac să înțeleagă că erau nevoie de ceva bani băgați acolo și nu ne ajungea și pentru propunerea 1, cea cu birou, next level, și nici pentru varianta cu casa, cu un regim hotelier, să zic așa. Deci nu ne ajungea. Bun, rămânem pentru faza 1. Așa, fai, ne luăm în brațe, gata, pornim. Victorie, succes, Doamne ajută. Etică, etică. Mergem, deschidem firma, înființăm firma, amândoi administrator și asociați cu 50-50, cu drepturi de pline, atât împreună cât și separat. Bun. Undeva prin martie, cam așa ceva, sau parcă februarie, am înființat firma, nu mai țin minte, cam așa ceva. Da, între timp el s-a implicat și să mă ajute să vindem imobilul, că datorită imobilului începeam să demarăm afacerea pe care începusem să, pe care o vorbisem, că trebuie să o facem. Se implică, dă el niște telefoane colo-colo, mă ajută cu cadastru și cu intabularea, ies repede, pac, apartamentul, băga la vânzare, mă, mai sunau niște clienți colo-colo, și la un moment dat zice... Când ne-am găsisem deja client și urma să ne vedem pentru că doamna cine a cumpărat apartamentul a cumpărat prin bancă și mi-a dat un avans de 5.000 de euro, da? 5.500 parcă sau 5.000 de euro și restul mi-a dat banca. Bun. La un moment dat îmi zice, chiar în perioada când eram încă în discuții cu viitoarea clientă, cu viitoarea proprietară a apartamentului, zice,
Să știi că, uite, am deschis firma și așa, trebuie să depunem capital social, dar trebuie să-l depunem o sumă considerabilă, pentru că altfel suntem luați în considerare când avem un capital social mare. Trebuie să-l depunem cam de vreo 4.000 de euro să-i avem acolo. Că oricum sunt ai noștri, dar să fie depuși acolo. 4.000 de euro capitalul social, pentru că nu, la anul, adică anul ăsta, poate obține niște fonduri de, pentru dezvoltare și poate îmi facem o pensiune, ceva pe undeva, o etică, etică. Zice, da, domnul, cum zici? Da, cum să nu uitați? M-am întâlnit de două ori, mi-a dat avansul doamna și de două ori am dat. O dată 2.000 în mână și încă o dată alți 2.000 în mână. 2.000 de euro și 2.000 de euro, 4.000 de euro ca să depună capitalul social. Între timp îmi intre și banii din bancă, adică vând imobilul, reușesc să vând apartamentul, îmi intră banii din bancă pe contul meu personal de la BCR. Bun, și aici am și eu un extras de cont în care o să vreau să vă arăt ulterior banii pe care eu i-am vărsat în cont. Deci, după cum putem vedea, asta este firma mea, a noastră. Data de extragere a fost pe 29.3, pentru că ulterior ăsta a fost depus la dosarul de judecată. Și aici avem în felul următor. În data de 27.5.2021, v-am spus că în martie am primit avansul, sfârșitul martie, cam așa ceva, după care ulterior a mai durat până am vândut imobilul, o săptămână sau două, până mi-au intrat banii, și ulterior vă spun imediat. 27.5-a, Iordache Ioan Sorin, J, Banca Comercială Română, contul pe care l-am avut la BCR, pentru că de acolo mi-au intrat banii de la banca respectivă. Iar din BCR, virament către contul firmei la Raiffeisen. Avem o dată 400 de milioane, o dată 350 de milioane, o dată 600 de lei și încă o dată 400 de milioane. Iordache, 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 Iordache. 27.5, 28.5, 28.5, 28.5. În termen de 2 zile am făcut transferul de vreo, să zic, 20 undeva la 24.000 de euro am vărsat în cont. Abia în mai a fost o problemă, nu puteam să transfer banii care eu încă îi aveam pe BCR pe contul acesta al firmei. Cei de la Raiffeisen urma să facă ei niște verifici, să vadă, da, nu știu de unde s-a ția bani sau etc, etc. A durat ceva, într-un final de asta, abia în 27.5-a, la sfârșitul lui mai, care perioada lui aprilie, perioada lui mai, începusem deja să cheltui din banii ăia, în scopul firmei, în scopul afacerii noastre. Doar că, na, fără facturi, fără nimic, eu habar n-aveam, bă, că știi că trebuie factură, că alea. Unele s-au facturat, că aflasem ulterior, unele nu s-au facturat, deci am cheltuit în scopul firmei, acestui firme CS Consulting SAIG, deci firma mea și a lui, din banii mei personali de la BCR, pentru că încă nu puteam să-i transfer în contul firmei, ca după să pot să justific fiecare cheltuială. Eu practic cheltuiam din contul meu personal, persoană fizică, dar facturam pe firmă. Începem căutarea spațiului, găsim spațiu foarte repede, chiar eu îl găsisem. Am fost la fața locului neaplăcut, am bătut palma, m-am dus în bancă, la BCR, încă nu reușisem să transfer contul, deci a fost înainte de 27.5. M-am dus, am scos banii de la BCR, 1.800 de euro parcă, și am dat domnului proprietar al biroului cu spațiu, i-am dat o lună și o lună parcă, cam așa ceva, da. Bun.
După aceea, omul își în tot acest timp, el își continua activitatea. Doar că, da, corect, mă întrebam, bă, da, noi suntem acum asociați deja. Bine, asta ce-i drept, m-am întrebat la sfârșit, nu după. El în perioada asta ce bani a făcut și unde s-au dus banii? Că eram deja asociați, deschisesem deja o firmă, eu cheltuisem deja. Găsesc spațiu, eu mă ocup de renovarea spațiului, de amenajarea spațiului, cu tot, de la cap coadă. El în continuare pe teren își duce activitatea în continuare. Nimic deplasat. E ok, eu mă ocup de renovare, timp în care țineam legătura cu el, cu soția lui, e bine aici, e bine aici, uite, eu aș vrea așa, voi cum ați vrea, ce culoare, ce imobil, ce televizor, uite aici merge asta, e tăcă, e tăcă, cam într-o afacere unde, mai ales nu sunt singurul jupân, mai este și altcineva, este frumos să te sfătuiești, bă, uite, e bine așa, e bine așa, eu aș vrea așa, tu acum ai vrea, să vorbim, comunicare, nu, ca să ajunge la o înțelegere. La un moment dat, ajunge septembrie și dăm drum la birou nou. Fericiți, optimiști, pozitivi, cu inima plină, hai să-i dăm drum. Biroul a ieșit foarte frumos, se simțea o energie foarte mișto și programul veneam, stăteam toată ziua, nu intra nimeni, niciun client. Cei care intrau mai erau de, să zic așa, erau de etnie romă. Caudă-i domnul X. Zic, păi, nu, eu eram și așa, zic, ce s-a întâmplat? Noi nu prea erau fericiți. Că avem de discutat, că așa, și zic, uitați, da, ulterior îi dădeam numărul, el știa ce se întâmplă. În fine, mi-a explicat că ei n-au înțeles ceva și toate bune, toate ok, bine. Iar în rest, el mai toată ziua plecat, când venea, mai o glumă, mai ceva, dar de cele mai multe ori nervos, pe secretară, că nu făcea nimica, de ce se facă? Ce se fac? E ceva de făcut? Mica. O mai suna din când în când să scoate nu știu ce foaie la Xerox și diverse chestii. Și niște dosare aranjate vechi de ale lui. Etăcă. Și mergem așa, oameni buni, toată luna septembrie, toată luna octombrie. În noiembrie vine chiria. Vine, veniseră și în iulie, și în august, și în septembrie, și în octombrie. Dar vine și în noiembrie. Dar undeva pe la sfârșitul octombrie banii mei s-au terminat. Acești 24.000 de euro s-au terminat. Țin minte, cred că de ultimii bani m-am dus la Metro și am cumpărat saci, menaj, hârtie, pahare de cafea, de apă, că aveam un dozator și tot timpul alimentam cu pahare care să fie acolo pentru clienți. Doar că, bine, paharele le consumam tot noi, că clienți veneau și plecau. Plecau în altă parte. Probabil. Bun. În noiembrie, chiria. Niciodată în viața asta, oriunde am stat, n-am întârziat cu chiria. Mi se pare un lucru rușinos. Ba din contră, am încercat să-l achit și din timp, numai să știu că scap. Bun. În noiembrie mă sună secretara proprietarului. Știți, domnul Iordache, că chiria, eu încerc să-l sun și pe domnul, dar nu-mi răspunde, foarte recalcitrant, foarte nervos. Zic, da, e, da, așa este el, dar nu e om rău, știți, că uitați, așa. Eu știu că nu e om, dar mie nu mi se pare corect să mi se vorbească așa. Și chiar în ziua respectivă eram cu soția asociatului în mașină. Că, nu, m-am dus să o iau pe doamna de acasă ca să o aduc la birou. Mai făceam și pe Uber-ul. Bine, ulterior l-am făcut și după, adică după ce m-a lăsat
dezbrăcat la propriu. Ca să supraviețuiesc am făcut și Bolt, Uber. Nu mi-e rușine. Barem fac ceva pentru bani. Nu înșel. Nu dau un cap, nu fur. Muncesc. Mai degrabă așa. Zic că zic, chiria că a trecut deja o săptămână, știți că nu e ok, că aleo, doamnă, mamă, deci îmi venea să intru în pământ. Ajungem la birou, vine și el nervos că înainte de a vorbi cu mine, vorbise el cu așa și s-au ciondănit, s-au certat. Că ce mă, aia, pe mine, la cașa, că așa, că înțelegi că nu-s bani, că... Păi, nu sunt bani, nu sunt bani, pe aia nu mă interesează. Chiria. E simplu. Scandal. Urma să intrăm și pe fonduri europene, trebuia să învețe soția lui să... Am înțeles că făcuse niște cursuri, că trebuia să niște pentru aprobarea fondurilor, vrea și, adică soția lui trebuia să se ocupe pentru a putea să înființeze dosare și să poată să facă și ea la nu ce fac acești consultanți de fonduri. Deci, biroul ăsta nu avea o intenție rea și suna bine ceea ce se vrea să facă. Un birou, să zic așa, cu de toate. Vrei și fonduri, vrei și autorizări, adică vii prin noi și îți faci tot. Într-adevăr, ne plătești, că noi muncim să-ți facem toate lucrurile astea. Îți obținem și fonduri, îți și autorizăm afacerea, ne ocupăm de toate lucrurile astea. E nimic rău. Dar, ascultați. Găsește pe un nene care n-au vreo cunoștință, am înțeles că se cunoșteau mai din timp, îi spune ce, cum, că uite așa, îi dă niște bani pentru, din ce știam, pentru un dosar pe baza fondurilor care trebuia să-l facă soția. Zic, wow, deja ne mișcăm, wow. A obținut niște bani, dar banii ăia i-am dat o parte, i-am dat a plătit chiria pe noiembrie. În decembrie la fel. Na, banii mei s-au terminat. Am decartat atâtea luni și atâtea zeci de mii de euro. La un moment dat, în decembrie, iarăși discuții, iar circ mai mare ca în noiembrie, că na, domne, trebuia să decarteze din buzunarul lui. Și niște mici vorbe și mici apropouri de astea la adresa mea, ceva de genul, hai, mișcă-te, ce, tu nu mai dai nimic? Nu mi-a spus, dar mă simțeam și am spus, știți, eu nu prea mai am. Eu nu prea mai am. Zic, eu nu lucrez. Soția lucrează. Soția de luni întregi aduce ceva în casă. Eu nu aduc. Eu sunt aici în birou, vin de dimineață până seara, mă întorc acasă, în fiecare seară, în fiecare săptămână, în fiecare lună și nu aduc un ban. Zic, eu nu mai am. Am adus. Uite. Odată ce v-am arătat 24.000 de euro cu 4.000 de euro cash care i-am dat în mână pentru capitalul social și bașca ce s-a mai cheltuit. Să zic așa, 30-31.000 de euro. Eu nu mai pot. Nu mai am. A, nu, că știi că nu zic să aduci tu, dar totuși să ne mișcăm. Nu zic să aduci, dar să ne mișcăm. Păi cum? Ok. Începuse să se împută treaba. Discuții. Eu eram genul de om care prefer și în continuare sunt care prefer să tac, să trec peste. Nu vreau să izbucnesc pentru că poate sunt vulcanic pe moment. Dar uite că tot nu-i bine. Pentru că acumul în mine luni de zile. Și la un moment dat, atunci când mi se pune capac, izbucnesc. Și izbucnesc urât și se termină atunci. Dar na, știți cum e. Fiecare om are o limită. Bun, trecem mai departe. Undeva în apropiere de sărbători, oricum eu nu mai aveam liniște, eram total schimbat. Încă am dădusem seama în ce m-am băgat și în ce am picat. Începusem să plâng de nervi, de ciudă, de frică, de oftică, de ce am putut să fac, de loserul pe care îl vedeam în oglindă. Și am început să mă întreb, dar oare capitalul social unde este? Cum fac să aflu capitalul social? Da, știu, poate unii din voi râdeți, dar eu nu știam.
Nu știam de lucrurile astea. Eram la început de drum, habar n-aveam cu ce se mănâncă. Încercam să intru pe internet, scriam firma, scriam cui, oale alea. Vedeam eu acolo ceva, dar zic, bă, oare ăsta e? Că mi-e greu să văd 200 de lei de pus aici, nu cred că e ăsta. Mă interesez undeva mai bine și într-adevăr, oameni buni, 200 de lei capitalul social, să presupunem 50 de euro. Zic, bun, 3.950 de euro, 4.000 de euro, unde sunt? Unde? Deja începeam să-mi fierb din ce în ce mai mult. Eu nu am avut sărbători, n-am avut Crăciun, n-am avut Revelion, n-am avut liniște. Undeva pe data de 2 sau 3 ianuarie 2022, anul acesta, așa cum v-am spus, am fost la el în birou, la noi în birou, și am explodat. A ieșit urât în acea noapte. Pentru că domnul X nu se aștepta. Pentru că eu, timp de un an de zile de când ne cunoșteam, eram genul de om care... Și... Da? E, dar ia câte că prostul s-a trezit. Și normal că momentul ăla e un... Ce se întâmplă? Și am spus tot. Și când l-am întrebat de capitalul social, unde sunt cei 4.000 de euro, nu știi că am încercat și că alea... Zic, nu, ăia erau banii firmei. Ăia erau banii, suma aia mare, care mă chinuiam, ne-am chinuit de câteva săptămâni, o lună aproape de zile, să putem transferăm din contul meu personal de la BCR către contul Raiffeisen al firmei. Aia a fost de ne-am chinuit. Capitalul social vi l-am dat în mână, v-am dat 2.000 și cu 2.000 și a rămas că depuneți capitalul social. Unde este capitalul social? L-am depus ulterior în contul meu personal. De ce? De ce nu mi l-ai dat mie? Erau banii mei. Trebuia să mi-i dai. Băi, ia de aici. Că uite, nu se poate, este o problemă. Ia de aici câți banii tăi și îi pune mai încolo. Tu ce ai făcut? Tu ți-ai însușit? Însușit? Și ți-ai depus în contul personal. Bun, scoate. Aia nu pot. Contul e blocat de ANAF. Păi ce mă interesează pe mine? E blocat de ANAF? Ia că uite că mai aflu câte chestii. Oare cine știe de ce e blocat de ANAF? Dar nu mă interesează. De ce e blocat? Nu mă interesează. Concluzia, nu se mai poate. Contul e blocat de ANAF sau asta a fost... Nu se știe ce și cum. Concluzia e că... Și pe lângă asta, am mai reușit să mai descoper că s-a și întâlnit cu o clientă de-a noastră. Avea o afacere, nu vreau să dau detalii pentru că pe ea chiar nu vreau să o implic în lucrul ăsta. Am discutat cu ea la telefon și mi-a spus că da, s-a întâlnit cu domnul X și că i-a dat o sumă de 1600 de lei pentru autorizațiile pe care i le-a făcut. Zic, acei 1600, vi s-a făcut un virament bancar ceva? I-ați făcut un virament bancar? Nu. Dar v-a dat chitanță sau factură ceva? Nu. Pur și simplu i-am dat așa în mână. Și nu v-a dat nimic înapoi. Un bon, un ceva? Nu. Zic, ok, am înțeles. Și de aici, oameni buni, trageți și voi concluzii. Cam în ce m-am băgat și în ce am picat în toate aceste luni, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, nu s-a produs niciun ban? Nu a intrat în contul acesta niciun ban. Cam greu. Greu de crezut. Să nu mai pun august, iulie, iunie, mai, aprilie, când încă noi eram asociați. În momentul în care sunt două persoane asociate, ceea ce se face în acea firmă se împarte. Se depun în firmă, în primul rând. Se achită tot ce trebuie de achitat. Și ulterior, din dividende, din ce mai știu și eu. Dar n-a fost așa. Am să vă mai arăt și că pe contul care a fost deschis și ulterior închis de către bancă, contul firmei, bancar al firmei,
a fost închis de către bancă pentru faptul că în ultimele 6 luni n-a avut niciun rulaj. Imediat. Bun, deci, revenim. Aici avem intrările, iar aici avem cheltuielile, da? Deci aici intrări, aici cheltuieli. Drept dovadă, aici sunt intrările pe care le-am făcut, în data de 27.5. Și acum, ia uitați. Numai puțin. Da? Cheltuieli, intrări, nimic. Cheltuieli, intrări, 34 de lei, care putem să vedem, retur, comision, trezorerie, nu știu ce. Bun. Cheltuieli, intrări, 28 de lei 60, la fel, retur, comision, trezorerie. Ce scuze, dar zboară la fel. Cheltuieli, intrări, tot așa, retur, comision, trezorerie, nu știu ce. Aici la fel, după cum puteți vedea, și așa sunt toate până în 31.12.2021. Aceștia sunt 500 de lei care au fost, vedeți aici, depunere numerar. 8722 este cardul meu care am depus niște bani, am depus 500 de lei care tot din banii din familia mea veneau, să zic așa, din buzunarul meu, depusesem 500 de lei pentru a plăti, după cum vedem aici, am plătit 477, am plătit containerul, aveam un container unde depozitam diverse chestii. După care o altă depunere de 600 de lei, 590, tot de cardul cu numărul 8722 la sfârșit, care s-a plătit la fântâna, dozatorul de apă. Nici o încasare timp de aproape un an de zile. Iar anul ăsta ulterior a fost închis pentru că încă 6 luni din anul ăsta n-a avut nicio activitate. Nu a intrat niciun ban în cont. Iar ceea ce a intrat au fost ori un retur de vreun comision sau ori niște depuneri care eu le-am făcut ulterior pentru achitarea diverselor facturi. Cam asta este povestea prin care eu am trecut. De ce am făcut lucrul ăsta? Să răspund sutelor de mesaje care m-au întrebat ce s-a întâmplat, ce și cum. Să vă spun povestea mea și să aveți și voi mare, mare grijă în ceea ce privește asocierea, în ceea ce privește banii pe care îi aveți. Sunt foarte mulți tineri care au niște bănuți acolo strânși și sunt disperați să facă ceva, totul e un risc, ce-i drept. Dar trebuie avut foarte mare grijă, mai ales când e vorba de unicii tăi bani. Eu pot să spun că am fost înșelat odată cu cei 4.000 de euro care trebuiau depuși ca și capital social și cu toată afacerea în sine și cu toată povestea, pentru că doar am fost ținut în birou. Probabil m-a întrebat, dar tu ce făceai? Așa cum mă vedeți că stau aici, doar că stăteam așa pe telefon, așa stăteam și acolo, pentru că nu aveam ce face. Iar tot timpul întrebam, fac ceva, vă ajut cu ceva, dați-mi să fac ceva. Știți cât de oribil este să te duci într-un loc să stai pe scaun ca un prost? Știți vorba aia, e că e și munca. Da, munca grea. Dar și ce n-aș păie să stai pe un scaun, uite așa? Uite așa. Câte 6, 7, 8 ore, 9 ore. Stai așa. Stai așa și te uiți. Înveți deja fiecare cui, fiecare dungă, fiecare praf
fiecare colț, pentru că omul era pe teren și își vedea de treaba lui cu clienții pe teren, iar prostul în birou și atât. Și în schimb, când venea în birou, ha, nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt bani. Dar la el în familie este singurul care produce bani. Oare cum au supraviețuit un an de zile, dacă nu sunt bani? Dar o dovadă am avut-o clară. O dovadă am avut-o clară. Cu clienta care mi-a recunoscut că a încasat bani, că i-a dat bani. Și de aici pot să-mi dau seama că n-au fost numai una, au fost mai mulți clienți. Tot a fost calculat și totul cu cap. Acum mă judec, să vedem ce stabilește instanța, ce se va decide. Până atunci, eu vă salut. Ne revedem aici pe canal, pe YouTube, pe TikTok. Vă salut și să aveți grijă de voi și de banii voștri și aveți foarte mare grijă cu oamenii. Pentru că oamenii periculoși sunt cei care încearcă să-ți capete deodată încrederea. Și ți capătă încrederea și atunci te joacă și te și ajută. Te ajută. Și după care ți-o coace. Vă salut și o zi faină.